Ubuntu vine cu o aplicație pentru dezarhivat tot soiul de tipuri de formate. Aplicația aia implicit are suport pentru formatele libere. Formate clare, care sunt standard, pe care poate să le implementeze oricine, formate pe care poate oricine să le înțeleagă. RAR, formatul .RAR, nu este una dintre ele. Hai să vedem cum se descurcă cu arhivă RAR. Foarte multe subtitrări vin în formatul ăsta. Și dau clic dreapta, deschide cu administrator de arhive. Administratorul de arhive e aplicația respectivă. Ce am aici? Dezarhivează aici. Deci s-a prins că .RAR este o arhivă, dar hai să vedem dacă are suport. Nu a putut deschide acest tip de fișier. Nu există nicio comandă instalată pentru fișierul arhivă, mă rog, RAR. Bun. Comandă căutare. Dar nu prea cred că stau bine cu gramatica. Și aia RAR. Instalare. Bun, și acum aștept. O să dureze foarte puțin. A, da, parola. Trebuie să bag parola. Acum aștept. În scurt timp o să termine și chiar o să-mi dezarhiveze. E o metodă foarte elegantă pentru... Gata, deja am arhiva. Dezarhivată. Mă rog, am aici tot. Ca un sfat pe viitor, nu folosiți arhive de tip RAR. Folosiți arhive 7-zip sau tar.gz pentru că sunt formate pe care le poate deschide orice aplicație, nu sunt acoperite de patente, de... cum se numesc în română? Am un lapsus acum, mă rog, de patente. Brevete, da, nu sunt acoperite de brevete și orice programator e liber să dezvolte aplicații care deschid sau care salvează fișiere 7-zip sau tar.gz. În timp ce pentru arhivele RAR nu e aceeași chestie valabilă. Ok, pa, pa!